Salve dudes și bine ați venit la un episod de Gas Station Simulator pe Barbă Neagră. O, fratele meu, n-ai terminat și tu aici? Of, mă, dar multă e astea. Nu știu, am comandat și eu cea mai multă motorină pe care am putut să o comand. Deci fix cât am căput în ăsta, atât am luat. Se pare că ăștia claxonează în continuu. Bun, în episodul ăsta, fraților, vom face ceva pentru că trebuie să scap de autobuzul ăsta. Avem autobuzul acolo, oamenii nu mai merg. O să facem fix sugestia voastră și anume să angajăm tura de zi și tura de noapte de asemenea. Și numai că trebuie să aștept să scap de ăsta, pentru că dacă închid tot, practic o să dispară și el. New email, iar mă omoară ăștia cu e-mailul vieții în viață cu e-mail. Ia să vedem aici. N-am nimica, mă, lasă-mă cu e-mailul ăsta, mă, că n-am nimica. Uite-te și tu ce mai acu de toate să-mi spună lucrușoare. N-am, trebuie să dau scorul prin ele. Așa, customer request și registrare, așa, customer ice cream 4. Pe ăștia o să-i las. Aștept să termin asta. Nu înțeleg cât mai are, ia. Să vedem pe gas station. Este aproape plină, fii atent. Avem 82% și avem, cred că o tonă 239, dar ar trebui să fie plină. Mamă, cât bagă, bă, băiatule, bă. Bă, dar asta nu merge, mă? A, nu mai pot oamenii să vină, fii atent. Vai de capul meu ce aici, că sunt ăștia care încearcă să iasă din parcare și să se mărgiuiască pe banda de scăpare. Este fix banda de ieșit din zona mea de aici. Haide, bă, calma, calma. Ia să vedem dacă mai avem ceva pe la mecanică. Eu vreau să-i fac să dispară pe toți, vreau să închid benzineria acum. Asta fac. Mamă, dar nu mai e nimeni nici aici. Oh my god, dude, what the fuck. Roți mai avem? Bă, mai avem, dar nu foarte multe. Ok. Să mai facem o comandă și de din astea. Avem pe aici spart plaguri din astea. Avem oglinzi, nu prea mai avem. Hai să le mai plasăm și pe astea. Suficient. Pe partea asta, oglinzi, poate aici? Da, se pare că avem. Ok, suntem pe bine. Bă, dar m-a omorât ăsta pe cuvânt. Bă, dar bagă sau nu bagă? Ia stai o leacă. 82% 1200. Bă, poate nu bagă, mă, că eu am ieșit de pe salvare. Deci eu când am ieșit de pe salvare, i-am dat ăstuia start și se pare că nu mi-a păstrat startul și a trebuit din nou să-l dau eu. Well, așa se explică de ce nu mai termina. Uite acum ce disperat este. Băi, gata, hai, ajunge, hai, acasă cu tine, let's go. Păi acum, uite pe Elon care și-a făcut treaba. Acum suntem la 94% și acum pot să mă duc să închid tot. So, hai să facem de aici direct din warehouse, din depozit. Vreau să închid și să dispară tot, bă. Hai să deschidem warehouse-ul prima dată. Reset, da, ca să scap și eu de autobuzul vieții, pentru că autobuzul ăla e acolo de foarte multe gameplay-uri, credeți-mă. În sfârșit l-a luat și sper să ia și extraterestri cu el. Oh, în sfârșit. Și avem aici, avem services, decoration tools, upgrades, management, mă interesează. Și aici o să închid gas station-ul Dacile. Odată ce am dat off-ul acolo, practic tot este închis. Nice. Nice că sunt și eu acum mai liber, fraților. Gata, știu că nu mai vine nimeni și ea mai... Eu uite ce prof pe aici. Mai pe nepusă masă. În primul rând, câți bani avem? Avem 12.000. Hai să rezolvăm situația la angajați. Și o să luăm așa. O să selectez primary joburi pe zi prima dată. Așa, o să selectăm pe Amelie pe zi și o vom plăti. După care, ea trebuie să stea pe pauză acum. Bă, alo, Amelie, suntem închiși, stai pe pauză. După care avem așa, pe Georgelu, ce avem? Mi se pare că Georgica băga la... Da, Georgelu băga fuel sau fuel the cars. Îl plătim și pe Georgelus, ăsta este pe zi. După care îl avem pe Jean care curăță în totdeauna, pe ăsta îl avem pe zi. Îi dăm ăstuia clean the station, după care Hiroki o să-l pun să fie mecanicul de data asta. Tot pe zi, repair cars. Bun, și acum hai pe noapte, avem Matthew, Samuel și Silvia. Pe Silvia o băgăm la clean the station. A, ba nu, hai să băgăm la caseriță pe timp de noapte. După care îl avem pe Samuel, pe care o să-l angajez la a băga benzin motorin pe timp de noapte, exact. Și Matthew o să facă curățenie, cred. Te-ai așa să-l plătim, că să văd că nu mai vrea să mai facă nimic până nu plătim. Clean the station pe noapte.
Și o mai avem pe Charlotte, care nu știu ce să-i fac eu, să se bag o... Ce să-i bag ăstia? Hai să-i băgăm... Deci handle, clean the station, clean the station. Stai așa că am două clean the station, Samuel și Matthew. Am văd două pe noapte. Hai Samuel să repare mașinile, așa, da. Și Hiroki e pe zi, da? Bun. Janu e pe zi, gotcha. După care o să băgăm pe Charlotte să facă treabă, fii atent cum facem. Pe timp de noapte, Charlotte va fi făcătoare de înghețată, după care jobul secundar este fuel the cars când este nevoie. Știi ce zic? Asta o punem pe timpul nopții. You can do when the employee is resting. Și dacă o fac așa? Nice! Hai că merge. Bun. Și acum mai am nevoie de cineva pe timpul zilei ca să facă înghețata. So, avem clean the station, fuel cars, handle the register, repair cars, Hiroki. Vreau să fie pe zi. Care-i treaba cu Hiroki? Like, cum adică resting? Bă! Broski! Yo, alo! Like, ăsta ar trebui... Nu, la secondary job nu vreau să-i bag nimica. Deci, nada de nada, dar nu înțeleg, ea. Yeah. Ah, vrea plătit, deși era zero, like, what the fuck? Cum vine treaba asta? Deci, Hiroki așa, many fuel, clean the station, repair the cars și... La, fii atent cum facem aici, la fuel the cars o să-i dau secondary job. Make ice cream. Și George, practic, o să bage și motorii în benzin și când nu are pe nimeni la motorii în benzin, nu stă degeaba, ci se duce să facă niște înghețată. Bun, cred că îi am setați acum. Let's go! Pe asta ar trebui să o plătesc extra, extra, dar mai încolo după ce li se mai termină shift-ul. Ce mai avem aici mai nou așa este statistica. Atâta avem costurile. Choose a date. Ia să vedem. Păi, în cât suntem astăzi? Îmi arată încât suntem astăzi? Nu prea mai arată încât suntem astăzi. Care-i treaba? Eu de unde să știu? Eu de unde să știu ce să mai aleg? De aici. Deci avem și o statistică din asta, se pare. Nu știu la cine ar folosi, dar putem să vedem dacă costurile, veniturile sunt peste consumuri. Bun, acum putem să dăm drumul. O să, de fapt, o să dăm direct drumul de aici. Management. Boom! Așa, frumos, frumos, frumos. Și ce am să mai fac este să mai fac o comandă de bunuri. Nu prea mai am pe aici, gen, de-astea de care vreau eu. Ce vreau eu sunt snack-uri și din-astea nu prea mai avem. Like, ce vedeți voi aici sunt lucruri de pus în raftar. Eu trebuie să mai cumpăr ca să mai fac schimburi la aerodrom. Aia mie beleaua. Ia uite aici, de-astea nu mai am deloc. So that's no bueno. Ia uite George, ia unde te duci George? Ia-l dracului George. A, și fac schimbul, mă, uite-te cum pleacă toți și-și fac schimbul de noapte. Let's go! Mamă, dacă aș prinde toată noaptea, la cât și-a făcut ăsta schimbul, mă, la ora 8? Mamă, dacă aș prinde și eu toată ziua cu un schimb și toată noaptea cu un schimb, să nu mai fac probleme de ei, ar fi, like, mirobolant. Warehouse în stânga. Băi, nu știu, mie nu-mi place ăsta aici. Chiar nu-mi place. Păsta, you can hear me when the station is opened. Oh man, trebuie să închid stațiunea ca să... No me gusta, dude. Hai să facem și o comandă. O să intrăm aici la delivery și o să iau prima dată și prima dată niște produse. So, soft drinks și din astea trebuie să luăm foarte multe pentru că vreau să am schimburi pentru aerodrom. Tropicolo, tonic, băgăm și din astea. Snack-uri, din câte am văzut, se mai cer... Am bonișor, dăm cu ele. După care, alcool. Am văzut că alcoolul poate fi jonglat foarte bine pentru schimburi. O să mergem acum să facem schimb la aerodrom. Așa, șefron, whisky, din astea. Ce nu mai avem? Nu mai avem pastries. Nu mai avem the halala. Și glasses, poate. Uite, deja vine băiatul. Vine băiatul! Vine mușul ăla, băi. A, și d-astea, mă, da, am văzut pălăriuțe d-astea, sunt foarte, foarte căutate. Poți să iau atâtea? De 3000? Insufficient capacity. Hai să mai scoatem din ele. Order. Ok, în sfârșit. Bun, let's go. Stai așa că ne teleportăm de aici. Hai la caserie careva. Bă, unde e fata mea la caserie? De ce caserița plecată? Doamnă, cum te chem, fată? Silvia, uite, Silvia Caseriza, avem iconița acolo. Hai, Silvia, tată! Vezi că ești ruptă în buci aici. Bă, Silvia e ruptă în buci.
A, așa, așa e, așa e modelul, mă. Așa este modelul, aparent. Bun, asta o avem deschis aici. Da, așa să resetez, să mă asigur că funcționează cum trebuie, știe. Așa. Bun, perfectos. Let's go. Să-l salvăm pe bobiță ăsta. Unde ești, mă? Deci ar trebui să vină în curând. Nu? Sper, cred. Ia să vedem pe cine mai avem pe aici. Tu mai stai o leacă? 34 de secunde. Cât vrei pe ăsta? Aviator, ți le dau pe ambele. Reshade. Uite, ăsta vrea foarte mulți ochelari. Gata. Trade. Nice! Nice! Am făcut încă un trade. Fii atent cât de tare. Pentru că acum am mai multe. That is very nice. Nu mai știu unde intram la ăsta cu gura, mă, zic că eu vreau să intru, nu la management, mă. Știi ce? Eu vreau să intru în calculatorul ăstui aici, știi? Deci avem Joe's Offer, Blueprint, Aqua Roja. Ok, deci trebuie să ne uităm după Aqua Roja, trebuie să iau de la ăștia neapărat. Deci, nu, eu până acum azi după blueprint-uri, știi? Like, maxim blueprint-uri, dar nu, trebuie să uiți și după alte lucrușoare. Sau, so, airstrip, ia să vedem dacă ne mai permitem încă unul, ar trebui să ne permitem... A, asta zic și eu, am 5 din 3 blueprint-uri. Ia uite-le colea așa. Which is very nice. Dar nu știu cum să mă duc mai jos. Nu cred că merge mai jos. Ce chestie dubioasă. Let's go! Așa putem să vedem mai bine ce este în interval în zi, inventarul oamenilor care vin, știi? Și ne-am mai deblocat aici niște lucrușoare. Ok. Ia să vedem aici. Deci Aqua Roja. Care are mă oaca Aqua Roja pe aici? N-are niciun, fii atent. Nu vă la nimeni. Care a venit, tati? Ia să vedem. Am și acolo. Mă așteaptă careva. Vreau să-i bagă ăsta niște motorină eventual. Dar unde e Joe? Stai așa că nu știu când vine Joe. Îmi apare când vine Joe. Deci unul a venit acum. Unul vine într-un minut. Ok. Ok. Cace, cace. Hai să-l alimentăm pe băiatul ăsta. Fată, scuze. Hello, my friend. Facem bani. Amazing. Hai să vedem ce îmi oferi, ma tare. N-ai mă și tu de asta, mă, Roja, mă, tu-i gura. Naraha, Dragon Meister Lichior vreau. Dăm câteva, dăm 9. Dăm și un original whisky și cârnați vreau. Nu știu unde vine tipul asta, că nu m-am uitat. Dar uite, nu mai am car battery, fii atent, chip cookie, engine oil, deci le vrea pe toate lucrurile ușoarele astea și eu nu pot să fac schimb cu ele pentru că le-am pus deja pe raft și trebuie să fac neapărat o comandă de ele. Asta este greșeala mea pe care am văzut că o fac foarte des, uitând. Și anume, pun foarte multe lucruri pe raft și nu aștept să mai fac și change-uri, știi? Bun, hai că i-am luat astea ce cred eu că am vrut. Bun, e în regulă. Îmi place foarte mult treaba asta cu trade-ul, știi? Sunt multe iteme de trade-uială și mi se pare că a dus jocul la un alt nivel. De asta eu acum trebuie să iau părți pentru atelierul de mecanică, dar să le folosesc la trade-uri. Auzi, unii vor bureți, alții ochelare, alții pălăriuțe. Foarte mulți dintre ei vor pălăriuțe, de asta am și comandat mai multe acum. Nu doar să vând în magazin, știi? Mamă, dar am comandat aici ca berii, lăcoiță... Pălăriu o să mai iau, da, acum mi-am amintit că într-adevăr eu foloseam foarte mult pălăriuțele. Băi, jinea e bun la cap cât luăm, fii atent. Băi, nu se mai termină produsele. Ori mai am loc? Jesus, fii atent că arată, like, sunt full de, like, what? Am sertarele pline. Bă, s-a stricat ceva, mă? Am luat eu atât de multe? Da, am luat eu atât de multe. Fii atent la delivery, mergem la parts rapid, bom, bom, engine, oil, hai să luăm câteva, că astea sunt ieftine, să le avem acolo, să fie multe, să schimbăm, să fie nebuneală, după care baterie, astea nu sunt atât de ieftine, luăm și de astea câteva, spar plaguri și astea nu cred că este nevoie, car mirrors, am văzut că se schimbă destul de des și car tires, astea iau multe, pentru că au un preț, fii atent, au un preț foarte bun acum, so, avem, dau 30 de dolari pe ele și le vând cu 50. Și prețul normal average e de 36. Așa că multe vreau din astea. Deci roți am, nu știu cât, pot să iau 50 de roți? Selectez 50, fii atent. Ia uite aici. 60 de roți. No, n-am 50 de roți.
40 de roți. Nice! Așa, și acum nu voi pune decât niște pălăriuțe pe raft și atât. Restul le voi... Bă, dar vreau să... O să închid benzinerele doar să scap de... Aoleu, ce se întâmplă aici? Matthew face ceva, dragoste? Bă, copii! Uite și aruncă jegosul ăsta pe jos. Bă, tu crezi că ești ca la măta aici, acasă? Charlotte, uite, Charlotte a văzut că e cineva la standul de înghețată care are nevoie și se duce. Frumos, frumos, îmi place. Mi-am făcut un sistem frumos aici. Bun, pălăriuțele care tot timpul se coale așa. Hai să băgăm câte 5 din fiecare. Bun, le-am umplut. Nice! Acum să ne vedem de treabă la aeroport. Care ai mai venit mâine să vedem? Că a trebuit să vină cineva într-un minut și ceva. Deci cu siguranță avem pe cineva nou. Nice! Hai să alimentăm. Sper să mă grăbesc suficient. Bă, ce? Că te-am pus fix cât ai vrut tu. Primim tabacul. Dark Stout Beer. Milky Chocolate. Milky Chocolate vreau. Dăm prea multe 8. Cookies. Ăsta are 50. Dăm și mie 20. Dăm și niște bere de asta, că nu știi când încerc el bătrân niște bere. Și hai să vedem. Uite, asta ziceam că ei vor foarte multe pălăriuțe. Aia ești. Uite, deja e pe high. L-am făcut pe fraier doar din pălăriuțe. Ia uite. Păi atunci dăm și asta. Și mecheriuană. Na, mă, ia de la mine și o gogoșică așa. Două gogoșele de la mine. Bă! Băi, și m-am luat de la ăsta. Fii atent cât am luat de la el. Ești nebun. Bro, să trăiești un monton de ani. Nice! Ăla mai vine, mă? Ia stai să vedem cine mai vine. So, avem din Olandia care pleacă. Ok. Ăsta nu prea mă interesează ce are băiatul pe aici. Sincer. Nici nu prea am să-i dau ce vrea el. Jucării mă interesează mai cumpăr. Jucării. Din Franția de asemenea. Ok. Asta ce e? Dar nu am ce vrea ăsta. Roha vieții. Vezi? Nu aici. Aici, Agua Roja, asta nu am și vrea și 30, bă, băiatule, bă, deci pe cuvânt, like, mi se par foarte multe, o să-l țin ceva pe la mine pe aici, doar așa, ia să vedem, warehouse, car wash, ice cream, garage, perfect, că nu sunt multe, știi, înseamnă că merge foarte bine treaba asta cu, și acum am amintit, fii atent, cu schimbul de tură, mergem la employees, putem să-i plătim pe toți deodată, nu înțeleg de ce-i bifez, dacă nu pot să-i plătesc pe toți deodată, ia. Yeah. Nu prea văd. Not paid, uităm acum. Deci dacă bifezi se plătesc. Cumva. Ăștia sunt în curs și din cauza asta nu. Deci mai au cam 30% energie și este ora 6:30. Deci probabil la ora 8 de dimineață începe tura cealaltă. Super tare. Deci așa ți acoperi și nu trebuie să mai stai. Decât atât? Ok. Alrighty. Băi, îmi place maxim treaba asta. Deci me gusta mucho. Puțin că am multă murdăreală pe aici. Hai să chemăm de la servisuri. Garbage collection-ul. Vino coach. Așa, data trecută am și vopsit pe aici, deci totul a fost în regulă. Pastries, ia de aici. Bun, ochelari trebuie să mai punem. Astea sunt așa lucruri pe care le fac gen când am timp, pentru că vreau să mă concentrez. Înghețată nu mai am, dude. Aoleo, astea ce erau? Ierba mate, ăsta e un fel de ceai, premium soft drinks. Ok, deci nu mai am nici de-astea. Asta nu este bine deloc. Și nici jucăria? Ba da, jucării mai am. Trebuie să mai fac totuși o comandă de produse de mașină. Adică car care. Am văzut că cu ele pot să și jonglez la schimb de asemenea. Nice. Newspaper am, jucării cam am, ce nu am sunt teddy bears. Ăștia sunt foarte scumpi, like, mult, mult, 64, câțiva. Alcool, am luat alcool, parcă? Am luat sau am luat soft drinks? Da, am luat alcool, sigarete, mai luăm de-astea, primim tabacul, că am văzut că se cer foarte mult. Haide, mă, iau prea multe, dude, deci m-am obișnuit cu bani. Ce craxonează ăla?
Oh my god, nu mai am capacitate la warehouse, uite-te și tu. Păi și ce să-i fac, mă, tata, o? Na, iau câte una din fiecare. Lasă-mă un pic. Mamă, dude, nici nu mă lasă să cumpăr nimica. What the fuck? Cred că... Mamă, vine ăla. Cred... Ai, las-o, dracu. Am impresia că... Like, sunt forțat cumva să pun și pe... rafturi, evident. Bă, las-o! Deci nu știi ce să mai scot. Să mai scot câteva din lucrurile. Bă, băiatule, sunt cu capacitatea aproape la maxim, fii atent. Băi, las-o, dracu. Păi până acum, păi fii atent. Nu am decât 3 lucruri. Nu pot să iau nici 3 lucruri, e totul la maxim. Sunt 2897 din 3000 capacitate, fii atent. Și nu pot să upgradez și eu asta ceva, Doamne ajută. So, stai așa, e la features de service tools. Tools? No tools. Features. Fuck, cum upgradam? Nu, ci la upgrade, gas station. Aici mai avem ceva? Bă, dar ce chestie, că nu pot să mă uit mai încoace, nu-mi dă... Ah, bă, da, ia fi atent. Ah, stai mă, că pot să fac așa. Deci pe astea le avem pe toate. La airstrip, ia să vedem câte mai avem la airstrip, că acum mi-am dat seama că pot să fac chestia asta. Upgrade, încă un upgrade de asemenea. A, mi-a adăugat chestia asta pe sus. Ok. Na. Așa, și altceva, ia să vedem. Vreau la warehouse. Asta, level 7, deci da. Se pare că 3000 la spațiu este maximul atins. Vrem level 8? Vrem level 8? Aici? E toată lumea în regulă? Ok. Femeia asta, a, ba nu, acum este Hiroki? Nu, este George. George săracu se... învârte între a face înghețată și a alimenta. Bro, i-am pus gând rău că se tot mișcă de pe aici pe acolo, știi? Foarte tare. Dar avem benzinăria curată, o avem productivă. Nu știu unde este el bătrân. Trebuie să fie pe aici pe undeva. Trebuie să mă uit să văd. Normal, ei trebuia să vină să se accidenteze pe undeva. What have you done? What have you... Oh, asta e mexican. Ei, pendejo! Jaguar Plus. Ia uite, îl aud, fii atent. Cafe colombiana, 20 de secunde. Ia de aici tabaco, tati. Așa, drinking helmet, ești mexican de mexican. Nice, nici nu mai dau alte lucruri. Ok, mamă, ce l-am făcut pe ăsta? Bro, literalmente i-am dat niște prostii. Jesus. I-am dat și cu alimentare. Frumos. Ia să vedem aici. Ar trebui să mai alimentăm și pe băiatul ăsta. Mamă, dar întoarce mașinuța asta a mea de... Yeah. Oh, 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 oh. Stai să te alimentezi o leacă că... Like, e nașpreleană treaba. Hai mă. What? Nu mai vrea. Nu înțeleg de ce mă vreau. Ia stai un pic. Și aici? Resetau-i. Na. Poate mi-l dă cu totul? Nu. Păi ești nebun? Mai am ceva în canistră? Îi pun din canistră dacă e. Empty, a? Mamă. Mamă. Oho, a mai venit unul. Ok. Și ăsta? A, hai că e full acum. Nice, frumos. Frumos, îl pregătim pentru moși. Cu siguranță o să se damblagească pe undeva. So, o să-l pun aici pe drum. Să-l aduc. Așa, viteza la Taui nu este... Nu este o opțiune. So, am văzut că sora le place să le pun mai mult de fapt decât cer ei. You're an expert. I-am pus un pic mai mult. De asta sunt un expert. Mulțumesc de gas station, să trăiești. Kowalski Vodka. Se pare că avem aici. Da, vreau niște de-astea. Ah, flat cap. Da, vreau și niște de-astea. Flat cap-uri. Dăm 10, dăm câte ai. Îți dau câteva de cowboy. Îți dau și un whisky original. De-asta de la mama lui. Prea mult. La tine bine și cu 7. Ce mai vreau? Mai vreau și milky chocolate? Hai să mai luăm și 10 milky chocolate. Fuck it.
Și atunci măresc un pic whisky-ul cam din ăsta o grămadă. Nice, same dude, same. Low water pressure, ok, mergem să o rezolvăm și cu asta. Oh, și avem și aici la depozit. Mamă, ce repede se mișcă lucrurile, dude. Mi se pare că... Oh, ok. Spălătoria mea auto nu mai merge acum. De-al-du, baby, de-al-du. Mamă, mi s-au cam strâns câțiva pe aici, a? Sunt, sper, pe tura 2. Verific acum, stai să văd. Dacă o văd pe Amelie la butoane, suntem pe bine, sus suntem în parametri. Amelie! Este Amelie la butoane, suntem pe bine. Nice! Very nice! Bun, trebuie să mai lăsăm, trebuie să mai comandă. Oh my god! Avem ceva muște pe aici? N-am. Mi s-a părut. Direct la aeroport mă duc pentru că acolo mi se pare că se întâmplă lucrurile. Care-i treaba? Cred că like, au gândit-o foarte bine să ne automatizeze cât mai mult posibil benzinăria ca să ne lasă să ne concentrăm pe partea de aeroport, știi? Deja avem încă unul. Băi, și nebun la cap cum se mișcă lucrurile aici. 240, oh my god! Am băgat și aici... Ce? Ah. Cred că înțeleg ce problemă are băiatul. Cred că din cauza că nu i-am băgat eu, că eu nu mai am motor în benzin. Trebuie să văd cum cheie motor în benzin. Aoleu, câte șefroane, i-am din astea. Hai. Nu vrei mai multe? Îți dau mai multe. Nu vreau mai multe. Whisky original, te fac doar din două? Da. De nada, ombre, de nada. Acum, ce vreau este să upgradez treaba asta. Să avem calculator acolo. Cum cer eu niște motorini aici, mă? Workshop, warehouse, car wash, gas station. So, normal și normal trebuie delivery. Ice cream, parts, products, fuel supply. Dar poate... Aha, airport. Da, păi eu aici sunt voi morții mei. Ah, da, și asta este un ecran nou pe care l-au băgat oamenii în ultimul update, în care ne arată fluctuația prețurilor. Și acum este 1.95, average-ul e 2.24. Ce înseamnă asta? Înseamnă că avem un preț extraordinar de bun și ar trebui să luăm maximul posibil. Sau avem 500 de litri, dar nu știu exact care este maximul posibil la asta, că nu-mi scrie pe nici... Ba, dar îmi scrie, fii atent. Gas station, maximum 1.500 de litri. Airport, 1.800. Ok. Îi dăm 1500 și o facem așa, 1800 și luăm maximul posibil, la 3500 de dolari. Nice! Așa știu sigur că am de acum încolo suficient de multă motorină, benzin pentru absolut orice. Joe's Shipping, baby! Ia mă să vedem partea asta nouă adăugată, uite upgrade-ul aici. Aha, și probabil o să avem și ceva upgradat pe aici pe viitor. Dar ce viitor? Stai puțin că eu am, ia să vedem ăsta. Dar asta nu mai vine, mă? Ia stai, mă, să vedem. Joe-ul nu mai vine? Mi-arată și mie un timp. Poate nu vine până nu îi dau eu. Nu știu exact. Nu știu exact. Hai să vedem upgrade-ul. Aha. Și ce? Fourth row products reveal. Ok. Și aici, blueprints, două dintre, mai trebuie unul. Așa. Cogency trading skill, not in a blueprints. Ok, nicio problemă, nicio problemă. Ia să vedem și ultimul, mi-l arată. Ultimul nu mi-l arată ce face. Super tare, îi mai fentăm pe ăștia de niște blueprints-uri. Noi ne vedem data viitoare, până atunci noapte bună, vă doresc. A! Ah!